Bună ziua, dragii mei, eu sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre folosirea ouălor la prepararea supelor și a diferitelor mâncăruri. La prepararea supelor, ciorbelor și a diferitelor mâncăruri se folosește de asemenea o cantitate importantă de ou la supe pentru prepararea găluștilor și a tăițelor, la ciorbei și borșuri pentru dres. La mâncăruri se folosesc fie în compoziția diferitelor tocături, purjoale, chiftere, rulade, fie la fripturi, pane, la anumite mâncăruri, cum ar fi cartofi franțuzești, ouă este un component de bază. Menționăm că în arta culinară poate fi folosit și praful de ou, praf de ou integral, praf de albuș sau gălbenuș, precum și ouăle congelate cu respectarea condițiilor de folosire a acestora specificate anterior. Cu stimă și respect față de persoanele care urmăresc videoclipurile, eu sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Ne vedem data viitoare la un nou videoclip. PS, nu uitați să dați like, dislike și dacă v-a plăcut un pic mai mult, dragii mei, vă rog, abonați-vă!